Mesagerul de neamț prezenta publicului situația aparatelor de fitness instalate fără autorizație de către primăria Piatra Neamț în câteva zone din oraș. În materialul respectiv se preciza că toate locurile în care au fost instalate aparatele pe blocuri de beton reprezintă un potențial pericol public, existând riscul unor accidente. Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului s-a autosesizat și a efectuat în data de 24 mai, împreună cu reprezentanții primăriei, un control în Ștran, în Mărăței, în zona Aurora și a blocului Turn. Comisarii de la Protecția Consumatorului au pus în vedere primăriei să ia măsuri pentru remedierea deficiențelor și a luat măsura radicală ca 5 locații să fie închise. Au pus și afișe alb-negru de atenționare, suspendare temporară a echipamentelor care prezintă defecțiuni. Primăria, proprietarea aparatelor, nu a catadixit să facă vreun efort prin care să interzică accesul publicului spre aparatele considerate periculoase. Probabil așteaptă o bandă de avertizare pusă de cei de la ISU sau poliție în urma unui accident. Concluzia este simplă. Protecția consumatorului a lipit afișe, din care două au rezistat. Primăria nu a făcut nimic. Ea va exista veșnic prin aleșii ei și prin funcționarii atât de stresați de munca lor.